Mamă, ce interesant! Aș pune puțină apă, dar mi-e frică că dispare violetul ăsta de tot. Ce atâtea chimicale? Cred că e mai sănătos cu ăsta. Cred că e mai sănătos, te mai scapă și de microbi. Bă, niciodată n-am încercat, dar ia uitați-l ce culoare frumoasă are. Da, îmi place și ăsta. Îmi place, îmi place. Ia uitați-l. Violet de gențiana, cel mai bun colorant. Deci, e perfect. Și uitați ce culoare frumoasă are ouă. Vă spun, e un violet deosebit. Salutare tuturor! Bine ați revenit la un nou videoclip. La un nou experiment. Astăzi vopsesc ouăle cu albastru de metilen și violet de gențiana. Tare curios sunt dacă pot vopsi ouăle cu așa ceva. Și dacă pot, ce culoare iese? Nici nu știu cum să fac. Hai să pun câte un ou așa, pac, pac, în vazon. Și prima dată o să încerc să pun vopsea direct pe ele. Cum să fac, bă? Cum să fac să se vadă mai bine? Ia, uite așa fac. Opa! Cred că e suficient. Tare curios sunt dacă se prinde de ou. Hai să ne mozolim. Hai să ne mozolim, să ne pregătim de sărbătorile pascale. Mamă, fixa cerneală miroase asta. Bineînțeles că am fiert ouăle. Așa cum se face. Cred că o să se coloreze. Au dat ce culoare. Mamă, ce interesant. Aș pune puțină apă, dar mi-e frică că dispare violetul ăsta de tot. Dar așa arată super. Cred că o să pun puțină apă. Cred că o să pun puțină apă pentru că pare că am închis. Sau ia mai bine să încerc să-l șterg un pic. Mamă, ce mișto este! Ia uitați-l! Mamă, mamă, mamă! Cred că-l șterg. Ia să văd. Ce atâtea chimicale? Cred că e mai sănătos cu ăsta. Cred că e mai sănătos, te mai scapă și de microbi. Bă, niciodată n-am încercat, dar ia uitați-l ce culoare frumoasă are. Mamă, 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 și apoi eu ar trebui să las la uscat, nu? Ia uitați-l. Super! Super, super! Cred că puteam să pun și așa pe șervețel și numai să-l șterg așa. Mamă, deci îmi place la nebunie. Aute, parcă mi-e și poftă deja. Mie mi-a venit așa ideea asta random. Poate chiar se vopsesc cu din asta și eu mă dau acum mare. Am descoperit America. Poate chiar sunt persoane, vin aici, gospodinele, zic, bă, dar eu fac cu din aia are 30 de ani. Și eu mă dau aici că am descoperit America. Nouă, deci vă spun, culoarea e super. Pe cameră parcă nu îi se vede, bate lumina asta de sus. Uite, așa parcă e negru. Deci, vă spun. Cameleon! Cameleon!
Super, ia uite, lângă alb, tot nu se ridică. Îi belea, belea, ce să mai. Ia uite. Îmi place, îmi place mult. Asta dăm deoparte. Să vedem ce face și albastru ăsta de metilen. Asta cred că o să iasă verde. Ia să punem un pic. Sau de fapt nu. Hai să încerc așa cum am zis, să pun pe... Să pun pe șervețelul ăsta și să încerc să șterg. Wow. Punem așa aici. Hop! Și ștergem așa ouă, ia. Nu, no, se prinde, dar că-i bacalume aici. Dar să-i dau frumos. Dar asta parcă nu pigmentează așa mișto. Nu, asta parcă nu pigmentează. La fel ca violetul ăla. Hai să-l plimbăm pe aici prin Maglavais. Da, nu se face la fel de mișto. Parcă așa, cu niște pete. Uitați, s-au îngălbenit mănușile astea de la violet, parcă. Sau de fapt, combinația celor două. Da, asta nu-mi place. Cu albastru de metilen să nu faceți, uitați-l. E așa, unde a prins, unde n-a prins. Ia să le amestec pe amândouă. Dar de fapt ăsta, dacă nu face nimic, dă să încerc, dar de-aia îi zice experiment. Parcă l-am pus aici în violet. Hai să-l mozolim aici, la grămadă. Deci acum ai și violet de gențiana și albastru de metilen. Asta parcă ești un pic mai deschis. Da, îmi place și ăsta. Îmi place, îmi place. A, uitați. Da, deci albastru de metilen nu prinde așa bine. Ați văzut când am vopsit doar cu albastru. Ăsta, violetul de gențiana, l-a făcut mișto. Îmi place. Deci fix culoarea de aia, cameleon, cum vedeți pe mașini. Iar ăsta e o combinație între albastru de metilen și violet din gențiana. Îmi place experimentul de azi. Super! Da! Dacă sunteți în pană de idei și nu știți cu ce să vopsiți ouăle de Paște, puteți folosi violet de gențiana. Oare cine a fost gențiana asta de... Sau locul, ce e asta gențiana? Cumisarea de Himalaya. Asta e violet de gențiana. Da, dacă sunteți în pană de idei, folosiți cu încredere violetul de gențiana. Mai sunt curios de o treabă, dar uite asta de l-am combinat. Sunt curios dacă a trecut pardon. Vopseaua, nu, știți că la vopselile alea din comerț, când le spargeți la unele, îi colora și albușul. Haideți să vedem dacă s-a colorat albușul. Ia să vedem. Hai să-mi dau eu mănușile jos. Că acum o să murdăresc eu albușul cu... Ia să-mi se ia pe mână. Nu se ia, bă, băiatule. Deci alea de le vopsești cu... Vopsea de aia de la... Știți voi ce? Știți voi de unde? Trebuie să le lași la uscat ore. O, ce lipsa uscat.
Uite un pic, nu se ia nimic pe mână. Și abia l-am vopsit, nici n-am pus pauză la clip. A trecut și la asta. Dar foarte puțin. Ia uitați. Sunt câteva puncte acolo. Ia să-l desfac și pe ăsta la acum. Sunt curios dacă... Poate a trecut doar violetul ăla. Nu violetul, pardon. Albastru. Că aici sunt puncte albastre. Poate acum aflăm. Da. Deci doar albastru a trecut. Uitați la asta, e curat, curat. Violet de gențiana, cel mai bun colorant. Deci e perfect. Și uitați ce culoare frumoasă are ouă. Vă spun, e un violet deosebit. Like dacă v-a plăcut acest clip. Mulțumesc frumos. Pe data viitoare. Pa, pa!